Un bărbat din comuna Mihai Eminescu, județul Botoșani, a avut parte de o descoperire mai puțin obișnuită la Stâncești, unde a găsit un element de muniție printre pietrișul folosit la amenajarea unui podeț. Solicitat să intervină pirotehnicienii din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență Nicolae Iorga al județului Botoșani, au constatat că este vorba de un proiectil perforant calibru 47 mm rămas neexplodat din timpul conflictelor militare. Misiunea a prezentat un risc crescut întrucât elementul de muniție era în perfectă stare de funcționare. Muniția a fost ridicată și transportată în poligonul militar de la Copălău, în vederea distrugerii la o dată ulterioară. Pirotehnicienii botoșeneni reamintesc cetățenilor că în cazul în care descoperă muniție rămasă neexplodată, să nu atingă aceste elemente, să nu lovească sau să le miște din locul în care au fost găsite, să nu încerce să demonteze componentele muniției sau să le ridice, transporte sau depoziteze în locuințe, la locul de muncă, ori în depozite de fier vechi, și să anunțe Inspectoratul pentru Situații de Urgență sau Poliția prin telefonul de urgență 112 pentru a interveni în vederea ridicării și neutralizării acestor elemente.